Ne amuzăm privind uneori fotografii ale unor oameni surprinși în posturi care mai de care mai simpatice, în momente de oboseală. Ne uităm la ele fără să ne închipuim că fiecare dintre noi se poate afla în locul celor care ne fac să zâmbim. Nu ne îngrijorăm pentru că ne gândim la oboseala obișnuită, normală. De fapt, acest tip de epuizare este manifestarea a ceva mult mai serios, oboseala cronică, și trebuie să fim foarte atenți la semnele care o identifică. Diferența principală dintre oboseala normală și oboseala cronică este aceea că oboseala normală este trecătoare, este normală în urma unui efort intens. Semnele că putem suferi de sindromul oboselei cronice sunt o stare de oboseală în corp pe o perioadă îndelungată de timp, de la 3 la 6 luni. Alte simptome fizice mai sunt migrenele, amețelile, intoleranță la sunete puternice și la lumini puternice, iar în plan psihologic sunt dificultățile de concentrare, de memorie, și în interior se constată o dispoziție anxios-depresivă. Dacă am reușit să ne dăm seama că suntem afectați de sindromul oboselii cronice, trebuie să ne adresăm de urgență unui psihoterapeut. Mi-am dat seama că trebuie să consult un terapeut datorită faptului că eram foarte obosită, îmi lipsea puterea de concentrare, aveam stări de iritare permanentă, insomnii. Am întâlnit un terapeut potrivit și a sfătuit pe toată lumea în asemenea cazuri să meargă la psiholog. Tratamentul oboselii cronice constă în primul rând într-un consult medical unde se vor investiga posibile infecții, posibile dezechilibre hormonale sau carențe nutritive de vitamine și minerale. De asemenea, este recomandat schimbarea stilului de viață prin introducerea activităților fizice pentru un somn mai bun, schimbarea alimentației în sensul înglobării de alimente sănătoase, hrănitoare, nutritive. De asemenea, activități de relaxare și meditație chiar, plimbări lungi în natură și, nu în ultimul rând, un consult psihologic. Din fericire, identificat la timp, acest sindrom se poate vindeca fără a lăsa urme dacă respectăm cu strictețe sfaturile psihoterapeutului. Oboseala cronică se poate vindeca complet, ea se remite, însă sunt importante schimbarea stilului de viață și menținerea unui stil de viață sănătos pe termen lung pentru a evita recăderile. Recomandările pe care le-am primit de la terapeut a fost mai mult să mă odihnesc mai mult, plimbări lungi în natură, sport, o alimentație sănătoasă. Mi-am schimbat stilul de viață. Așadar, dacă nu ducem încă o asemenea viață, poate ar fi timpul să operăm unele schimbări, dacă vrem să fim sănătoși.